cu ocazia Zilei Europene a Justiției Civile, toți cei interesați au avut posibilitatea de a vizita locul în care se împarte dreptatea în județ. A fost ziua porților deschise la Palatul de Justiție, eveniment organizat anual de Tribunalul și Curtea de Apel Suceava. Prin această activitate se urmărește, în primul rând, sporirea gradului de transparență în ceea ce privește înfăptuirea actului de justiție. Instanțele organizează în fiecare an, în ziua de 25 octombrie, Ziua Europeană a Justiției Civile, manifestare care are rolul de a aduce justiția mai aproape de cetățean și totodată de a spori gradul de încredere al cetățenilor în actul de justiție. În cadrul acestui eveniment au fost organizate vizite în compartimentele principale ale instanței. Cei care au dorit au putut să viziteze sălile de judecată, să ia contact cu personalul care reprezintă sistemul judiciar, să asiste la repartizarea aleatorie a unui dosar și să afle mai multe despre circuitul dosarelor în instanță. Participanții s-au arătat interesați de modul în care se repartizează dosarele, de circuitul dosarelor până la pronunțarea unei hotărâri definitive. Oaspeții au fost însoțiți în vizita lor de reprezentanți ai personalului celor două magistraturi, care au răspuns la întrebările referitoare la sistemul judiciar.